Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului nostru Fără Mănuși, podcast prezentat de minunatul meu coleg Yamato Zaharia, al cărui ajutor sunt eu, Simona Hapciuc. Astăzi avem lângă noi un câștigător, mai exact, câștigătorul Next Fighter, unul dintre cei doi câștigători Next Fighter de pe data de 26 ianuarie, mai exact, câștigătorul colțului albastru, Florin Ignat. Bună, Florin! Bună, bună, bine v-am găsit! Bine ai venit, îți mulțumim foarte mult că ești alături de noi astăzi. Cum ești? Cum te simți? Sunt bine, să zic așa, un pic accidentat la antrenamente, dar sunt bine, sunt pregătit. E nerăbdător să înceapă gala. Nerăbdător să înceapă gala, gala pe care vrem să le aducem aminte celor de acasă, gala care va începe pe data de 21 februarie. Nu am greșit data. Nu. Eu mereu greșesc datele și numele oamenilor. Deci pe 21 februarie este gala RXF, gala în care vor intra și cei doi câștigători de la Next Fighter, unul dintre ei fiind și invitatul nostru de astăzi, Florin Ignat. Florin, cum a fost după gala Next Fighter? Cum au fost părerile oamenilor din jurul tău? Cum s-a comportat familia ta? Cum ai fost primit, aplaudat? Să zic așa, este un sentiment frumos. Ne-ai mai întâlnit. Mulți fani, mulți susținători. Este un sentiment foarte frumos, mai ales când știi că ai câștigat, ai dat totul ca să... chiar și pentru ei, adică pentru susținerea lor, să le arăți că ai fost bun. Cum ai ajuns tu în cușca RXF? Să zic așa, că tu ai venit din mediul online, de pe margine, privitor, și toată lumea îmi scrie și mie, cred că și Simone, și la Pitbull, și la Viniei. Cum fac să ajung și eu în RXF? Spune-le oamenilor cum ai făcut tu și ai ajuns în cușcă. Să zic așa, am văzut luptele Next Fighter 1, am făcut un scurt video în care am spus că vreau să lupt în RXF și de ce vreau să lupt în RXF. L-am postat, am etichetat RXF-ul și mai târziu am primit un răspuns de la ei. Ai scris cuiva dintre noi? Nu. Deci, oameni buni, nu trebuie să ne scrieți nouă, pentru că oricum noi nu facem selecția, nu vă selectăm noi, vă selectează cei de la conducere. Așa că urmăriți acolo. Tu ai urmărit paginile de Instagram ale lui RXF? Da, le-am urmărit, RXF și Las Vegas. Să faci videoclip tot? Da, trebuie să faci un videoclip, să etichetezi Las Vegas și cu RXF, să-ți faci un cont la Las Vegas și să ai norocul să fii selectat. Ai prieteni care după gala Next Fighter, după ce ai câștigat meciul de la Next Fighter, ai prieteni care ți-au spus că ar vrea și ei și dacă ai putea să le pui o vorbă? Da, chiar am foarte mulți prieteni care deja s-au înscris și au făcut videoclipuri și care chiar vor să lupte în gala Next Fighter 3. Ei, noi de-abia așteptăm să-i vedem în gala Next Fighter 3, dar acum ne întoarcem înapoi la tine, fiindcă tu ești aici subiectul principal. Și eu vreau să te întreb care au fost emoțiile tale sau cum te-ai simțit tu în momentul în care te-ai văzut aici, în sală, înainte să înceapă gala Next Fighter, pentru că tu nu mai aveai, dacă știu eu bine, nu mai aveai nicio experiență de genul acesta și e o senzație unică, aș putea spune, să vezi atât de mulți oameni și să știi că voi intra în cușca aceea, se va închide zăvorul după mine și Dumnezeu cu mila. Să zic așa, că este un sentiment de teamă, chiar vorbeam cu prietenii mei după meci, că înainte de meci, chiar când cu câteva secunde te intru în cușcă, efectiv mi se tăiase picioarele, adică aveam un sentiment, zic, unde mai intru eu acum? Nu mai simțeam picioarele. Zic, unde mai intru eu acum în cușcă? Ce mai fac eu în cușcă? A fost vreo secundă în care să te gândești să renunți, să dai înapoi? Nu, și nu aș fi renunțat pentru nimic în lume. Aș fi dus meciul până la capăt, chiar dacă, să zic așa, eram mai slab sau... Nu aș fi renunțat niciodată. Meciul tău a fost și destul de apreciat, de fapt foarte apreciat, ca să spun așa, pentru că tu ai avut... nu știu, ai avut niște mișcări foarte profi acolo în ring.
Ai, Yamato știe și mai bine decât mine, pentru că el a fost acolo în mijlocul vostru, dar eu știu că mă uitam de pe margine și ziceam, mă, băieții ăștia chiar se pricep. Cât timp te-ai antrenat înainte de... N-am avut chiar mult timp, pentru că am fost selectat în ultima moment și... În ultima săptămână, nu? Ai avut o săptămână. Da, și să zic că am avut o lună, dar în acea lună să zic că am fost de două ori pe săptămână, adică maxim 8 ședințe am avut la antrenament. Wow, și totuși ai avut un super meci. A fost vreo secundă în cușcă în care tu să simți că nu mai pot, că vreau să renunț sau să te gândești o să iau bătaie? Nu, am intrat foarte hotărât, n-am crezut nicio clipă că voi pierde. Mi-am văzut adversarul, era un pic mai înalt, asta a fost și temerea mea, dar nu, de renunțat nu renunțam și n-am avut niciodată sentimentul că voi pierde. Ce ai zis când l-ai văzut pe băiatul ăla care era cu un cap jumate mai înalt ca tine? Cum am și spus, asta a fost singura temere, că este mai înalt, avea o alunge mai mare când arunca pumnii și asta era singura temere. De-aia am și zis să-l iau din prima, ce-o fi eu. A, tu ai și intrat în el foarte... Da, am intrat foarte hotărât ca să-l dobor, da. Și să câștig meciul. Voiai să-i dai knockout din prima... Da, asta a fost intenția și nu s-a putut, dar... Te-ai simțit vreun moment descurajat pentru faptul că nu ai reușit să-l pui la pământ în prima repriză și te-ai văzut în pauză știind că urmează cea de-a doua repriză? Urmează să mai intri încă 3 minute. Da, suflul a fost pe terminat așa cum s-a și văzut după prima repriză. Nu am fost dezamăgit pentru că tehnica a lipsit. M-am bazat, să zic așa, doar pe forță și cam atât. Tehnica a lipsit, dar inima a fost acolo. Inima, da, de luptă. A fost acolo, da. Mie mi-a plăcut foarte tare meciul. A fost unul din cele mai spectaculoase meciuri. Îmi pare rău că adversarului tău, Itor, cădea proteza din gură. N-o scui pe el că am avut discuția cu Pitbull și cu alți oameni. Ii tot scăpa proteza pentru că nu era făcută bine. Era o proteză de-asta de 2 lei, poți să fie toată viața ei că nu o să stea bine. Și îmi pare rău că, oal, dacă nu i-ar fi scăpat proteza de atâtea ori, meciul era cu siguranță mult mai interesant. Da, și eu zic chiar și mai scurt era meciul. Adică și pentru el e foarte probabil că era frustrant să-i cadă proteza aia din gură, iar să se oprească, iar să-și opună, iar să țină de aia să nu-i mai cadă. Și da, oricum cu toate astea a fost un meci foarte tare. Aș vrea să mai văd și revanșa dintre voi odată. Ai vrea să mai intri, uite că tot a spus colegul meu Yamato că ar vrea să vadă revanșa, ai vrea să mai intri odată tot cu el, dacă ar fi? Da, de ce nu? Până atunci mă voi antrena și eu mult mai bine, se va antrena și el și probabil va fi un meci spectaculos. Cum merg antrenamentele în momentul acesta? Mai sunt cam 2 săptămâni până la următoarea gală RXF. Presupun că ești pe românește fiert de emoții. Cum merg antrenamentele? Cât te antrenezi? Și spui că te-ai accidentat. La ce te-ai accidentat sau ce ai pățit? Am, să zic, timpanul spart de la o lovitură, degetul. Să zic, cred că l-am dat peste cap. Antrenamentele sunt foarte grele, mai ales acum. Maestru pune presiune pe mine. Timpanul l-ai spart de la o lovitură din cadrul galei Next Fighter sau de la antrenament? De la antrenament. De la antrenamentele tale, deci s-a întâmplat ulterior. Da. Cu cine te antrenezi? Cu maestru Daniel Mocanu și cu Călin Petrejor. Deci ai o echipă puternică. Da, foarte puternică, vă spune. Pe ce te bazezi cel mai mult? Vrei să duci lupta la sol? Vrei să o ții în picioare? Probabil lupta, dacă depinde și de adversarul meu, va fi în picioare. Adversarul tău, am văzut că s-a bazat mai mult pe clinch și lupta la sol. Ce... Dacă va duce la sol, așa voi da tot ce pot și acolo, ca să fie în avantajul meu. Eu zic că am avantajul chiar și la sol, pentru că sunt mai puternic și... Ești mult mai mare decât el, dacă nu mă înșel, cred că ai vreo 10 kg în plus. Nu, da? Suntem chiar, cred că el are peste. Da? Da. Părea mult mai firav, pare. Nu, suntem undeva acolo. Chiar el are 2-3 kg peste, din câte știu. Și Bogdan Mocanu cu Vicențiu, toată lumea spunea că e mult mai mare Vicențiu. Păi, schimb, era mai slab cu vreo 10 kg Vicențiu față de Bogdan, da. La momentul ăla, acum a slăbit și Bogdan, că se pregătește intens. Ok.
Ce chestie, da, și eu aș fi zis la fel că... Și eu când eram antrenat în cea mai bună forma mea fizică, când făceam și greutăți la sală și aveam 78 de kg, arătam parcă aveam 95 de kg. Ai văzut de pe margine și meciul viitorului tău adversar. Cum ți s-a părut? Un meci mult mai slab ca al meu. Eu sunt de părere că adversarul lui a dominat prima repriză, după a avut ghinionul de a tăiat gazul și n-a mai putut. Dar eu zic că meciul a fost al adversarului și... Intri cumva super încrezător în lupta cu el din gala Eriksev că vei câștiga? Să zic că da. Cred că meciul va fi al meu. Care este cel mai de preț sfat pe care tu simți că l-ai primit de la antrenorul tău? Sau care este sfatul cu care efectiv te pisează zi de zi? Să fiu cât mai încrezător în puterile mele și să dau totul. Mă bazez pe asta. Ce persoane au fost cu tine la Next Fighter să te susțină? Pe cine ai avut alături de tine să te susțină? Am avut un staff pe Călin Petrușor și încă un prieten. Iar în sală un prieten și iubita. Și iubita ta? Da. Ce a spus iubita ta la sfârșitul meciului? Nu știu, totuși a fost un meci plin de sânge. Exact asta urma. A fost un meci plin de sânge și ce a spus? Nu ți-a zis, băi, în următorul dacă e nu mai intri sau? Mi-a spus că a doua repriză ea n-a văzut-o, nu s-a mai uitat. A început să plângă. A. Da. Bine, noi fetele suntem și mult mai... Mai ales dacă nu ești obișnuită să ai o relație sau un iubit care să facă sport de contact. Da, și oricum, cred că de pe margine se trăiește emoția mult mai intens, pentru că în momentul în care intri în ring, cumva ești foarte focusat pe ceea ce se întâmplă în ring și îți barezi așa puțin emoțiile, dar noi cei care suntem cei care am fost pe margine, cred că am trăit meciul, am fost acolo. Și Ana Maria Mocanu îmi spunea după meci, mamă, mie mi-a venit să leșin când am văzut atâta sânge după meci. Uite, asupra ta are vreo influență chestia asta, să vezi sânge sau să simți mirosul de sânge sau... Și în cușcă, când am văzut sângele pe jos, nu știu, parcă m-am reîncărcat cu puteri, nu știu, să zic așa. Te-am motivat. Da, m-am motivat, zic, wow, sângele adversarului, zic, acum trebuie să forțez, să dau cât mai bine. Să... Nu era doar adversarului. Da, știu, era sângele meu, dar pe al meu nu-l vedeam, nu-l simțeam. Nu... Vedeam. Dar bine, Simona, că nu doar l-a văzut, ci și mirosit. Mamă, e o senzație, nu știu, pentru mine satisfăcătoare când simți mirosul ăla. O, Doamne. Înseamnă că faci ce trebuie acolo. Nu știu, pe mine mi-aduce aminte sângele, mirosul de sânge mi-aduce aminte de fierul vechi. Eu am trăit la țară și trăind așa în satul ăla printre lemne și cartofi și muncă la câmp și când luam sapa să merg să dau cu sapa în cartofi, era mirosul ăla de fier vechi. Luai sapa, luai furca, luai tot ce trebuia pentru munca la câmp și săpile și toate alea erau fier vechi. Băi, și era fix același miros. Bine, și sângele oricum în arenă, din cele mai vechi timpuri, este cel mai aplaudat. Și în Coloseum, toată lumea își dorea să vadă bătăi. Da, că până la urmă, cred că asta este... Cumva se asociază. Deliciu publicului. Da, asociază și sângele cu... Cum de n-au fost părinții tăi prezenți la gală? Au zis tot la fel, nici n-au vrut să vadă emisiune, dar până la urmă s-au uitat și la primele meciuri și au zis, hai că nu e chiar așa de rău. Până la altul? Până la meciul meu, da, când au văzut sânge la propriu. Cine este cel mai mare susținător al tău? Mama sau tata? Tata. Mama nu vrea să te vadă. Da, nu prea vrea, ea zice, ca să nu mai încercă, ajunge, gata, ai văzut ce ai vrut. Tata, nu, du-te, păstreaba, să nu-și ia acasă. Tu ai fost contactat de echipa Eriksev pentru a lupta în gala viitoare chiar atunci sau ai avut timp să ajungi acasă, să discuți cu ai tăi, să vezi ce părere au și după ai fost contactat de echipa Eriksev pentru a lupta în următorul meci? Nu, am fost... anunțat cu... Da, dimineața, eu am plecat direct la filmări după și când am ajuns acasă le-am spus că voi lupta. În a doua gală? Da, în a doua gală. Și ce au spus? Care a fost reacția? Deci nici n-ai avut timp să discuți cu ei despre cum a fost primul meci. Da, da. Chiar după meci am discutat și
Da, ai acceptat? Ai acceptat sau ai avut vreun dubiu când ai fost invitat să, sau când ți s-a spus că vei participa? Nu, am acceptat din prima. Chiar m-au întrebat, vrei să lupți? Mai sunt 3 zile până la mine. Zic, da, da, vreau să lupt. Nu contează cât am mai rămas, îmi doresc să fiu în cușcă. Eu sunt curioasă dacă mama ta a încercat să te oprească să lupți și în cea de-a doua gală, gala de pe 21 februarie. Nu, dar mi-a spus, ai grijă ce faci și uite, nu e chiar așa bine, poți să te alegi cu o accidentare destul de gravă, dar dacă asta îți dorești... Și tatăl tău ce a zis? Du-te, bă, să te luați. Du-te, fă-mă mândru și dă-i ce poți, dar să nu-mi ia gaz bătut. Diferența... Dintre diferența dintre mamă și tată. Da, bărbați și femei, mamă și tată. Da, eu nu știu ce să zic eu. De exemplu, am și eu un băiețel, dar nu l-aș putea vedea în ring și Dimitrie face karate și îmi place că este practic non-contact. E și m-a întrebat cineva, Simo, dar tu ai făcut câțiva ani de kickboxing, ți-ar plăcea să-l vezi pe Dimitrie dacă ar fi să-ți urmeze pasiunea? Și am zis, Doamne, n-aș putea să-l văd niciodată pe să-mi văd copilul în ring. Deci dacă cineva ar da o palmă, băiatul meu, sau să dai un pumn, să văd că o să curgă o picătură de sânge, cred că intru în ring și îl bat cu tocul de la pantof. Știi, asta cu mamele, e și un filmuleț pe internet. În Rusia, Dagestan, Cecenia și așa mai departe, sporturile de contact sunt precum fotbalul la noi. Toată lumea practică. Și era un meci de lupte libere, iar în sală se afla la meci bunica unuia dintre ei, nepotul ei lua bătaie și bunica a intrat pe saltea și a început să-l ia la palme pe ăla. Fix așa aș face eu, dacă cineva ar pune mâna pe copilul meu aș intra și aș da cu tocul de la pantof, da. Cum este relația dintre tine și mama ta? E genul de mamă care, nu știu, te-a crescut așa cocoloșit, cum de exemplu multe lume ce cocoloșesc eu pe Dimitrie, mi se pare? Care vrei să schimbi și țara ca să fie mai bine. Da. Sau a fost genul de mamă care, nu știu, te-a lăsat, cum s-ar zice, să mergi cu capul înainte, să dai de greu, să te zbați, să te lupți? Eu am fost crescut mai mult de tata, părinții mei sunt despărțiți. Ok. Și eu am fost crescut de tata în mare parte. Dar mama ta stă, este în țară sau stă în același oraș cu tine? Nu stă în același oraș, este în țară, ne vizităm, avem o relație, să zicem, apropiată. De ce să zicem apropiată? Adică nu suntem chiar cum ar fi o mamă cu fiul său. Ok, dar care a fost motivul pentru care? Pentru că de obicei copiii rămân cu mamele. Ați să vedea și exemplu de... Care a fost motivul? Nu ai vrut tu la separarea lor? Eram foarte mic și au ales ei pentru mine. Am înțeles și a fost... Da, mai am o soră, sora a rămas cu mama, iar eu cu tata. Băiatul cu bărbatul tatăl. Și fata cu femeia. Vom lua o scurtă pauză de publicitate, dar voi nu plecați nicăieri, fiindcă ne reîntoarcem imediat alături de invitatul nostru. Regulile tale exclusiv pe lasvegas.ro. Bun, ne-am reîntors din scurta pauză de publicitate, așa cum v-am promis. Și să știți că Yamato nu stă pe tabletă fiindcă stă pe Instagram sau pe TikTok. El stă pe tabletă fiindcă ușor-ușor ne pregătim să vorbim și despre meciurile care urmează în gala RXF de pe data de 21 februarie. Nu uitați că au început, s-au deschis
casele de pariuri, puteți intra pe Las Vegas, România și să pariați. Și suntem curioși cu cine ar paria și invitatul nostru. Noi, bineînțeles că nu avem voie să pariem, dar cred că și eu și Amato au prieteni care da, avem care... Păi oricum mă uitam la cote, că am fost acum câteva zile la Bogdan Ocanu la Bobiciu și ne uitam de curiozitate, am făcut și noi un test ăsta, dacă am pune un bilet, câți bani ne-ar ieși? Și am văzut așa că dacă am pune și noi 50 de milioane, 8 meciuri ne-ar ieși cam 2 miliarde și ceva, adică 40.000 de euro, aproape o garsonieră. Adică nebun. Mulți dintre voi, dacă... Sunt nebun și eu n-am voie să pariez. Noi nu avem voie să pariem, în schimb voi aveți voie să pariați și cum a făcut calculul și Yamato, puteți să vă și îmbogățiți. Dacă pariați dacă bine, și nimeriți. Da, așa că nu uitați că puteți să intrați pe Las Vegas România și să vă alegeți favoriții, iar noi nu putem. Cred că o să-i fac așa un suflu lui fratele meu, lui Iani, la ureche, ce meciul să parieze și lui tata. N-ai voie, nici măcar asta. Familia. N-ai voie, nimeni, nici măcar deci, mătușile de gradul al doilea. Iad. Nimeni nu are voie, în schimb, avem voie să-l întrebăm pe invitatul nostru, care ar fi variantele lui. Exact, cum a spus Yamato, care ar fi variantele câștigătoare din punctul lui de vedere. Uite, noi ți vom da tableta, vei vedea aici care sunt meciurile și cotele și așteptăm să ne spui care crezi tu că va câștiga și de ce. Presupun că știi băieții care... Da, majoritatea. La fel pe Alexandru Bobiciu cu Ovidiu Neveu. Văd că cota favorit este Bobiciu, dar eu sincer aș paria pe Neveu. De ce? Am văzut antrenamentele, am văzut cum lovește Bobiciu, îi știu și meciul anterior și nu mi se pare că ar avea ambiția aia să-l bată pe Neveu. Neveu cred că vine mai ambițios, vrea să arate publicului ce poate. Să-și spele rușinea după meciul. Da, oarecum, da. Ok. Mihai Aftănase cu Fakiru. Aici chiar este un meci dubios. Nu știu cum se va termina, dar cred că inima lui Mihai Aftănase este mai puternică și va da totul ca să câștige acest meci. Okay. L-avem pe Ogi și pe John Băiat Bun. Cred că Ogi va câștiga pentru că are ani în spate de box, de lupte. George Zonoagă și Raul Dan sigur va câștiga George Zonoagă, mă scuzați. Are antrenamente, l-am văzut, adică chiar își dorește. Răzvan Burzu și cu Mario Fedor, văd că Burzu este favorit și eu aș pune pe el pentru că este mai greu, cred că va câștiga. Bogdan Mocanu cu Vicențiu, sigur Bogdan Mocanu, este meciul lui. Roxana cu Kinga, am văzut-o pe Roxana mult mai agresivă la interviuri, mult mai... Și cred că așa va fi și în cușcă. Kinga, nu știu, este un pic mai feminist, ce înseamnă. Ce înseamnă? Tatiana și cu Ruxandra, aici cred că este vorba și despre noroc. Și dacă lupta nu se va duce la sol, cu siguranță Ruxandra va câștiga. Și eu cu Negoiță. Va fi meciul meu. Dacă vreți să câștigați bani, pariați pe mine. Da, ne place încrederea cu care vorbești și de care dai parte. Vreau să te întreb acum, cum ți-ai schimbat stilul de viață acum că te pregătești pentru marele meci din gala Eriksen? Până la urmă, nu este, va fi cel de-al doilea tău meci, nu mai este vorba despre... amatori, adică nu sunteți nici profesioniști, dar nici amatori. Cum ți s-a schimbat viața, cum ți-ai schimbat tu viața din punct de vedere alimentar, al antrenamentelor? Să zic așa, majoritatea timpului meu îl dedic antrenamentelor, adică fac undeva la minim 5 antrenamente pe săptămână. Deci de la 2 ai trecut la 5? Da, de la 2 am trecut la 5. Plus rezistență și sală. Ai mai mare emoții acum că lupți în gala asta mare unde vor rupe atâtea persoane publice.
Dar în sală vor fi și mai multe persoane publice, adică ai niște emoții, că mamă... Cu siguranță vă vor niște persoane acolo pe care tu poate le urmăreai la televizor sau pe rețelele de socializare. Cum crezi că o să te simți când o să-i vezi pe toți acolo? Cu siguranță emoțiile vor fi mult mai mari și pentru că va fi meciul mult mai vizionat. Eu sper să îi fac, să-i... Să-i faci mândri. Deja te-au luat emoțiile. Da. De cine îți place și pe cine ai vrea să întâlnești acolo? Din cei pe care îi urmărești tu? Păi, de exemplu, și chiar și la gala trecut a fost Bogdan Mocanu, dar n-am apucat să vorbesc cu el. Îl urmăresc de foarte mult timp. Îmi place stilul lui, cum vorbește, cum... Să zic așa, e bine crescut. Poate o să-l întâlnesc și o să vorbesc cu el la gala mare, de ce? Și în afară de Bogdan? Cu siguranță. Că oricum cu Bogdan vei sta acolo în spate cât da, vă pune bandajele, exact, cât vă pregătește. Asta urma să zic eu. Cu siguranță vei reuși să interacționezi cu Bogdan și cu siguranță veți reuși să vă împrieteniți, pentru că Bogdan este de un bun simț și de o educație extraordinară. Da, și da, el este foarte prietenos cu toată lumea. Deci, fără nicio emoție, dacă te văd, o să fiu și eu acolo, dacă te văd când te duci tu la el, te iau eu și te duc la el. Și altcineva? În afară de cei care luptă? N-am momentan niciun... Dar... Eu voi fi axat doar pe meci și... Tu știi deja distribuția meciurilor care vor fi în gala mare de pe 21, pentru că s-a tot anunțat. Ce-ai dorit să ajungi acolo, să lupți alături de ei? Da. Tocmai vorbeam și în meci că vreau să fac un spectacol, vreau să fac un meci bun pentru a ajunge în gala mare. Adică mi-am dorit asta chiar de până să am primul meci. Adică primul meci ți-l dorești ca să ajungi în gala mare. Cam ceva de genul. Deci a fost o chestie planificată ca tu în gala Next Fighter să faci un spectacol așa cum ai și făcut în meciul tău, așa cum ați făcut amândoi, că până la urmă știi cum ești bun, în tango. Are nevoie de un adversar bun. Exact, că dacă era adversarul slab și meciul nu așa se termina repede. Deci practic a fost cumva preconizat de tine să faci acest spectacol, da, ca producția să te vadă și să te bage în... Ce te motivează pe tine cel mai tare? Care este cea mai mare motivație a ta? Și uite, cu ocazia asta, toți tinerii care se uită la noi, poate se regăsesc în motivația ta și poate vor fi așa, vor primi un impuls. De ce nu cu aflarea mea, cu participarea mea la meciuri, poate voi face în asta un stil de viață. Îmi doresc să continui cu treaba asta, îmi doresc să lupt în continuare. Să zic așa, mi-am văzut obiectivul meu, îmi place în cușcă. Ok, deci ție ți-ar plăcea să devii luptător profesionist? De ce nu, da. Te-ai vedea făcând restul vieții doar asta? Cum am spus, la antrenamente e greu, adică e ceva greu care nu poate să facă oricine, dar da, m-aș vedea făcând treaba asta. Te-ar vedea iubita ta făcând? Da. Crezi că te-ar lăsa? Acum depinde ce vreau eu. Eu cred că e pe primul plan. Știi că între Bobicioiu și George Zonoaga este acum un clinch, putem să-i spunem clinch, fiindcă George Zonoaga... Da, Zonoaga... din cauza fratelui său. Au trecut cumva peste, dar George Zonoaga a declarat cumva că el ar vrea să aibă un meci cu Bobicioiu, un meci în urma căruia speră să cumva să se disipeze și toate tensiunile care au fost între ei. În schimb, Bobicioiu a venit cu niște declarații... foarte pline de... Că îl bate cu o mână, l-ar... Zis, nu? Da. Nu, George Zonoaga a zis că l-ar bate cu o mână și Bobicioiu a spus că ar refuza orice meci cu George Zonoaga din cauza faptului că George Zonoaga este prea arogant. Da, am văzut podcasturile. Cred că nu s-ar bate din cauza fricii. Adică George mi se pare un luptător bun, a mai avut lupte în spate. Nu s-ar compara cu Bobicioiu. Dar știi că și Bobicioiu l-a bătut pe fratele lui... Nu există grea de comparație între Alex și George. Acum că ești aici, putem spune și de conferința de presă? Viitoarea conferință de presă? Da, sigur, te ascultăm, ia mată. Cum te simți sau o să ai emoții la conferința de presă când o să fie acolo lângă restul persoanelor publice și lângă viitorul tău adversar? Adică da. O să faci spectacol cum a făcut Roxana Țuțu sau o să taci cum a tăcut Kinga?
Ce fel de persoană vei fi acolo? Nici nu cred că o să tac, adică așa, dar nici știi ca Roxana, nu sunt nici chiar așa impulsiv ca și Roxana. Cum ar fi să-i dea vreo palmă lui Negoiță? Să vă stau în masă. Nu cred că vom ajunge chiar să ne dăm palme la conferință. Sau să faceți un spectacol, cum fac OG și John Boy. Bun. Să zicem că spectacolul ăsta să-l păstrăm pentru Cușcă și acolo vom fonda totul. E, da, în Cușcă de-abia așteptăm să vedem și noi spectacolul. Dacă ar fi să ai un sfat pentru tânăra generație și pentru toți cei care ar vrea să ajungă în locul tău și să-și urmeze visul de a intra în Gala RXF, care ar fi sfatul tău pentru ei? Eu zic că trebuie să fii făcut pentru treaba asta, nu te-ai gândit tu că vrei să intri în Cușcă. Trebuie să ai spiritul ăsta de luptător, de inima, să fie puternic, adică să nu cedezi, să nu... psihicul iar la fel. Și să-ți dorești treaba asta. Dar tu ai vrut să intri în Cușcă, în RXF, că i-ai văzut pe cei din edițiile precedente și ai zis: bă, las că intru și vă arăt eu adevărată bătaie, nu cum vă bateți voi ca femeile. Așa comentează mulți. Da, nu neapărat, pentru că n-am... Sau tu ți-ai dorit să încerci? Mi-am dorit să încerc, n-am avut lupte înainte să știu cum mă descurc, să știu cum... Mi-am dorit doar să încerc să ajung cât mai departe. Deci, tu ești din Găiești? Găiseni. Cum sunt oamenii acolo cu tine acum după gală, după meci? Aveam prieteni. Mi-am făcut, să zic așa, și alți prieteni, să zic. Cărora le este frică de tine? Nu neapărat, pentru că este un club foarte puternic și chiar și copiii mici acolo, adică dacă intri cu ei în ring, te cam boxează. Sunt experimentat. A, deci cumva la tine acolo în Găiseni este o tradiție, sunt... Nu, Găiești, cu Găiseni sunt două zone diferite. Găiești e... La Găiești mă antrenez, din Găiseni sunt eu. A, ok, deci cumva sunt destul de faimoase luptele astea, adică să înțeleg că este un club destul de mare, destul de... Da, Respect Gym este un club care a adus și campioni. Dar Daniel Mocanu e un antrenor foarte bun și Călin Petrișor l-am arbitrat de nenumărate ori. Cred că din ultimul an i-am arbitrat toate meciurile lui Călin. E foarte bun sportiv și îl salut pe calea asta. Dar eu vreau să știu, te opresc oamenii? Bă, ai fost tare de tot la meci în Găiseni? Da, mai ales în Găiseni, adică toată lumea a văzut meciul, toată lumea a succes în continuare, bravo, mi-a plăcut, țin-o tot. Ce zic acum de următorul meci? Mi-a văzut și adversarul și a spus cumva că sunt sigur că voi câștiga și meciul ăsta. Ce au zis, pun la pariuri pe tine? Da, chiar au început să pună și am văzut că cred că și din cauza asta mi-a și scăzut cota. Mai parlează mă pe el ca să fie cota acolo bună. Lăsați-mă oamenii. Uite că pe mine nu mă lasă Las Vegas-ul să pariez, sunt și eu invidios, gelos. Lăsați-mă oamenii să parieze, lăsați-i să profite de Las Vegas România ca să-și câștige norocul. Ce mesaj ai avea să-i transmiți adversarului tău? Sper să se antreneze, pentru că vreau un adversar demn de o luptă. Vreau să fie un meci cât mai strâns, adică nu vreau un adversar slab, sper să se antreneze. Ți-ai dori un meci mult mai spectaculos față de cel pe care l-ai avut? Da, de ce nu? Pentru că am început și eu să mă antrenez, adică vor veni adversari mai puternici și da, va fi un... sper să... că va fi un meci cât mai spectaculos. Deci cât mai lung, nu ți-ai dorit să-i dai knockout din prima? Așa cum am zis și despre fostul meu adversar, el vrea în a doua repriză să se termine meciul. Eu am spus că vreau să se termine la puncte, dar i-am respectat decizia și... am făcut cum a vrut eu, s-a terminat doar repriză. Ce băiat bun și de treabă ești tu. Noi vreau să-ți mulțumim foarte mult pentru că ai venit astăzi alături de noi, pentru că ți-ai rupt din timpul pe care tu în perioada aceasta îl oferi antrenamentelor, care, după cum ai spus, sunt foarte multe. Uite, eu am o mică curiozitate. Cum stai cu dieta în perioada asta? Dacă ți-ai schimbat stilul alimentar? Da, am grijă la ce mănânc acum. Vreau să-mi mențin... un stil de viață cât mai sănătos. Da, da. Da, fiindcă asta este foarte important atunci când vei intra în ring, alimentația așa joacă, cred că, rolul cel mai important, nu?
unul din rolurile cele mai importante. Da, îți mulțumim foarte mult pentru că ai fost alături de noi. Noi îți dorim mult succes pe mai departe, să te antrenezi cât mai mult, să ai grijă să nu te accidentezi. Să nu te mai accidentezi. Și să ai grijă cu timpanul ăla, fiindcă te vrem în formă și te vrem în forță alături de adversarul tău. Cu siguranță va fi. Deci se vede că ești bărbat. Vrem spectacol cât mai mult. Da, spectacol. Unde e sânge și spectacol. Vrem spectacol cât mai mult, că suntem și noi, fete, domnișoare, domnițe, care ne uităm la meciuri și nu ne place sângele, nu? Ne place spectacolul, da? Da. Noi vrem spectacol, băieții vor sânge, voi trebuie să poate faceți... Poate le îmbinăm acum, exact, ca să fie asta bine pentru... Exact, asta să zic, trebuie să faceți în așa fel încât să faceți ambele părți fericite. Vrem să vă readucem aminte că pe data de 21 februarie va avea loc cea de-a 43-a gală RXF, gală susținută de sponsorul nostru, Las Vegas România, gală pentru care voi deja puteți începe să pariați și gală pentru care puteți începe să vă cumpărați și bilete. Noi vă așteptăm să fiți și alături de noi acolo fizic, în număr cât mai mare, dar și în mediul online, bineînțeles. Să vă faceți rezervare, să veniți, să fiți alături de noi și, bineînțeles, să vă susțineți favoriții. Și luați exemplul lui Florin. Urmăriți toate paginile RXF de pagini sociale pentru a vedea cum puteți ajunge în cușcă. Da. Nu uitați să dați subscribe, like, comment, clopoțel pe RXF MMA pe YouTube, pe Instagram, Facebook și, bineînțeles, nu uitați de Simona Hapciuc, Yamato Zaharia și... Igna Florin. Și pe rețelele de socializare. Florin Ferese. Florin Ferese. Noi vă îmbrățișăm cu mare drag, vă mulțumim pentru că ați fost și în seara aceasta alături de noi și ne revedem cu drag la o următoare emisiune. Sponsorizat de LasVegas.ro.